Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, în adresa guvernului a pervenit un amendament la proiectul de lege de modificare a legii numărul 121-2007 și anume expunerea redacției nouă a listei bunurilor nepasibile privatizării. Amendamentul a fost înaintat de către deputat în Parlament și presupune completarea listei cu două societăți pe acțiuni, cu o întreprindere de stat și cu două instituții publice. Acest amendament contravine strategiei de administrare a patrimoniului public și anume inclusiv a procesului de triere a întreprinderilor de stat, mecanism aprobat prin hotărâri de guvern. Vreau să menționez că aceste societăți pe acțiuni nu se regăsesc între cele cinci categorii care sunt aprobate în procesul de triere pentru includerea în anexa la legea numărul 121 și anume întreprinderi și societăți pe acțiuni nepasibile privatizării. La fel și întreprinderea de stat care a fost propusă pentru a fi inclusă în această lege, dar și faptul prin care sunt propuse includerea instituțiilor publice, a două instituții publice în anexa la legea 121, contravine însuși statutului juridic și noțiunii de instituție publică. Ori instituție publică prevede că este parte practică a autorității publice centrale, este parte a bugetului și prin efectul său natural, dar și juridic, nu poate fi inclus în anexă, deoarece de iure nu este instituție care poate fi privatizată. Vreau să fac o claritate prin informații care s-au vehiculat. Prin articolul 9 din alineatul 2 din litera K din legea numărul 29 din 2018 spune foarte clar că bunurile imobile, clădirile în care își desfășoară activitatea instituțiile publice sunt bunuri de domeniu public și nu pot fi privatizate. În acest sens, rog susținerea avizului cu propunerea de a nu susține acest amendament. Mersi mult. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Vă mulțumesc.